Înainte să începem al doilea episod din Republica Tatarstan, hai mai întâi să vezi ce am făcut în primul episod. Trebuie să prezentăm aici ce facem, nimic profesional, dar era cam 80.000 de euro sigur o garsonieră. Bibliotecă? Nu? De 5 ori mai mare decât cazinoul din Constanța. Mergem spre inima cazanului. Mare, frumoasă, sinceră. Iată, am ajuns în inima cazanului. Hai, Artem, manevrează. Și stai oare și te întreb, ce-o fi chestia asta? Ăsta este cazanul, știi că de fapt că e o legendă. Au venit oamenii aici cu cazanul plin cu apă, n-au dat foc și au spus asta așa, ci că dacă o să fiarbă apa, atunci o să facem orașul aici. Bine, asta e o legendă, însă noi nu avem treabă cu chestia asta aici. Noi vom merge acum cu vaporul pe apă, avem de călătorit. Hai! Am impresia că acesta este taxiul meu, Azimut. O să vă povestesc mai multe de îndată. Din acest loc, pe Volgă, se fac 23 de excursii, diferite variante. Să spunem că dorești excursie de seară cu iubirea vieții tale, de-a lungul Volgăi cu muzică live. Dar vai, vai, vai! Biletul costă 1700 de ruble. Bine, îți dai seama că de acești bani nu o să-ți cânte Pavarotti. După cum vedeți, stau la rând. Dacă nu ai bibliotecă de asta audio, nu poți să intri înăuntru. Biletul costă 2600 de ruble. Cel mai rapid și mai confortabil mod de a ajunge la Sviajsk este cu vaporul. În 2 ore și jumătate vei ajunge la insulă. După cum vedeți, gata, ne-am așezat confortabil. Eu mă simt bine. Tatiana, cum te simți? Foarte bine. Artyom? Bine, puțin cald, dar din câte am înțeles poți să ieși acolo pe terasă în spate. Să avem drum bun. În fața acolo avem și bar. O să-ți iei un suc, o înghețată, o cafea. Se pare că e și aici sus. Hai să vă arăt. Iată și partea de sus. Uitați cât de multă lume este. Și panorama. Muzică. Lumea se bronzează. Și am plecat. Și celălalt vaporaș. Moscova, 84. Mihail, soțul Tatianei, ne-a alintat cu o excursie spre insula Sviajsk. Mulțumim, dragilor! Însă cel mai alintat din această aventură a fost Artyom. Sucuri înghețate. Desigur, artistul și-a făcut și el numărul. Bun, haideți să continuăm mai departe și să vă povestesc ce ai putea observa de pe acest vapor. Aveți oportunitatea de a admira priveliștea asupra Volgăi și obiectivele istorice situate pe malurile sale. Spre insulă veți vedea satul Verhnii Uslon, schitul Makarevskaya, o mănăstire care se află pe o pantă chiar lângă apă. Iată că a început deja ploaia. Asta este mănăstirea Makarevskaya. E una foarte, foarte frumoasă, albastră ca cerul.
Здесь жил ученый такой, исследователь Азбукин. И у него был огромный босс. Звали его тоже Буян. Конечно, Буян со временем состарился, умер. Плоуа aici în toată regula, dar e frumos, e cald afară, ploaia e bună. Ne spală. Am ajuns la insula Sfiarsk. Deocamdată nu avem unde parca, deoarece sunt deja vapoarele astea parcate. Deja ăsta mare, Alexei Tolstoi, rus, voiaj, a dat cu spatele. Acesta a parcat aici și așteptăm să iasă toată lumea. Bănuiesc că o să-l scoată pe ăsta de aici și să parcăm și noi. Am mers bine până aici, 2 ore jumătate, ploaia s-a oprit, totul este ok, merită toți banii să veniți în Kazan și să faceți această excursie cu vaporul, merită total. Iată și vaporul Moscova 84 care își așteaptă rândul în parcare. Noi ne îndreptăm încetişor. Vă arăt acum cum o să parcăm, pentru că e ceva mai complicat. Adică noi trebuie să ne lipim cu acest vapor de aici și o să intrăm pe acolo, prinăuntru. Adică va trebui să ieșim din vaporul nostru, să intrăm prin vaporul lor. Pe aici va trebui să intrăm și să intrăm posibil prin alte vapoare. Da, creasă-și там și пойдем туда. Și să ieșim pe aici, unde e această doamnă. Așteaptă la rând să intre. Cam obosiți oamenii. Vă dați seama. Dacă îți plecați de dimineață, este ora 2:30. Și haideți să mergem să vizităm acum ce ne-a mai rămas de văzut. Există un oraș pe insulă. Sfiarsk este considerat unul dintre cele mai populare obiective turistice din Tătărstan. Te vei plimba prin mănăstirea Adormirii Maicii Domnului, fosta mănăstire Sfântul Ioan Botezătorul, unde vei vedea Biserica Treimii Dătătoare de Viață. Din vremea lui Ivan cel Groaznic și până în zilele noastre, aici nu a supraviețuit nicio clădire de lemn. Ghidul vă va duce la Catedrala Maicii Domnului. În plus, vă puteți plimba prin Curtea Cailor și Piața Leneșă. Te vei plimba de-a lungul pieții Rajdestvincoi, cea principală din Sfiarsk, și vei vizita puntea de observație de pe care puteți vedea Wolful, Sfiarski și complexele de temple și multe altele. Iată că acum trecem pe lângă un vas mic de croazieră rus, Alexei Tolstoi. Foarte mulți oameni, grupuri, fiecare grup are câte un ghid. Ghidul povestește în limba rusă. Din păcate, dacă nu știi limba rusă, n-ai să înțelegi nimica. Însă, ai putea să vizitezi singur și să începi să înțelegi. De aici, desigur, după cum ți-ai luat bilet, ai putea să pleci și cu autobuzul, cu autocarul, cu maxi-taxi, căci sunt foarte multe aici aparcate, care se întorc înapoi în oraș. Aceasta este insula Sfiarsk. Dacă vii să faci aici vloguri, îți iei un ghid
doar al tău, privat. Pentru că altfel depinzi de acest ghid și mergi în îmbulzeală și aproape că nu înțelegi nimic, deși ți se dă niște căști cu un paparat de ăsta, însă nu e ceea ce ai aștepta să vezi sau să înțelegi. Mai bine decât să ai un ghid, mai bine te duci singur și vezi și vizitezi, te duci în legea ta și îți faci treaba. De exemplu, eu acum aș fi vrut să îmi fac treaba mea cum vreau, însă depinde de acest ghid, înțelegeți? Iar acum va trebui eu cumva să-mi fac croiala și să-l las pe Artem cu Tatiana și cu Mihail și să merg mai departe. Mergeți singur, nu vă luați ghid, mai ales dacă nu înțelegeți limba rusă, că degeaba. Să știți că mult n-am mers, probabil am mers 250 de metri, 300 și deja mă simt foarte bine aici, pe această insulă. E liniște, e parcă e o altă viață. Iată și o poză de deasupra insulei Sviajsk. Uitați cât de frumos e. Foarte frumos. Vreau să intru aici în biserică. Zia? Un lucru care nu îmi place este că nu ți se dă voie să filmezi în biserică. Am observat că deja era țintă pe mine, pentru că eu am luat telefonul și am început să filmez și a venit la mine și mi-a spus că nu este voie, că scrie pe poartă sau pe ușă, n-ai voie nici să fotografiezi, nici să faci videouri. Și după m-am intrat în biserică, am început să mă închin și am observat cum fata care mi-a spus era țintă pe mine, să nu cumva să încep să filmez. Biserica este făcută din cărămidă. Înăuntru este vopsită în alb tot. Toată biserica e în alb. E ca și cum am avut uneori impresia că merg prin casa bunicii. Deși nu e din lut, dar așa arăta varul, ca și cum era la casa bunicii mele. Iar înăuntru sunt icoane și altarul, însă nu este pictată. Este pur și simplu simplă și foarte veche. Istoria bisericii a început aproape concomitent cu istoria orașului Insulă, în secolul al XVI-lea. A fost construită în piatră, la sfârșitul secolului al XVII-lea. Din cele 5 biserici parohiale din Sfiajsk, doar una a supraviețuit până în prezent. Biserica Egalilor Apostolilor Constantin și Elena, deși a fost închisă în 1939 până în 1993. A fost restaurată în ultimul deceniu. Știți cum mi se pare mie? Că aici ca și cum ar fi o mănăstire pe această insulă, însă de fapt e un fel de vechi sat care acum o parte din oameni au plecat. O parte au rămas să o conducă business-ul, pentru că majoritatea caselor sunt muzee și după cum vedeți aici e deschis grătar, bericică, uitați, pește, imediat vă filmez. Învăitar joc, complex istoricii reconstrucții, un complex istoric. Și am intrat înăuntru. Pe dreapta avem costume tradiționale ale tătarilor. Armura lor. Iată și tronul, bănuiesc, al lui Ivan cel Groaznic.
E un târg. Muzică rusească, tradițională, e un târg și e frumos. Nu e țigăneală, cum am spune noi românii. Aici se trage cu arcul tir. Hai să vedem cât costă un meniu de grătar. Șașlic din porc, 100 de grame, 300 de ruble. Orez cu carne de văcuță, 250 de grame, 350 de ruble. Pui nuggets, 6 bucăți, 150 de ruble. Cartofel free, adică cartofi prăjiți, 100 de grame, 100 de ruble. O bere la halbă, Jiguli, 1 litru, 300 de ruble. La jumătate, 150 de ruble. Priveliștea, desigur, este una extraordinară. Priviți! Priviți cât de frumos este aici. Presupun că acesta de aici este un far. Este ridicat din această casă. În acest complex. A ieșit o doamnă de acolo și spune: o, n-am văpșenii panravelas. Adică deloc nu ne-a plăcut. Bănuiesc că a fost înăuntru și nu i-a fi plăcut. Aici a rămas fundamentul la o casă. Atât a mai rămas din această casă. Nu știu ce-o fi fost aici, o fi fost o biserică, o fi fost ceva, nu știu, școală. Nu știu cum funcționează aici vapoarele, bănuiesc că au plecat și au luat pe alții care deja au vizitat și duc înapoi și după se întorc vapoarele cu alți oameni. Și după vin și ne iau pe noi, că ce ați văzut cum acei oameni ne așteptau acolo, erau obosiți, se vedeau pe fețele lor, cred că mâncaseră bine, grătărel, băuseră o bere. Așa se numește această biserică. Dacă tu vii aici, poți să înțelegi că mie mi-a povestit cineva cum se numește această biserică, că am întrebat și mi-a explicat Sieh Scarbea și nu, ca, ceva de genul, eu înțeleg, dar eu nu știu cum să vă traduc acum. Catedrala a fost construită între anii 1898-1906. Proiectat de arhitectul Malinovski, este realizată în stil neobizantin, construită din cărămidă roșie. O structură cu cupolă în cruce, cu patru stâlpi. Pictura catedralei a fost realizată pe cheltuiala producătorului din Moscova, Sergei Semionovici. După Revoluția din 1917, a venit o perioadă tragică pentru insula Sviajsk în anul 1924. Toate mănăstirele au fost desființate și s-au organizat ferme de stat pe teritoriile lor. Anul 1997, Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului a început din nou să funcționeze, iar frații, în frunte cu starețul Kiril Corovin, și-au asumat responsabilitatea pentru reconstrucția bisericilor și clădirilor mănăstirii. În cadrul programului Moștenirea Culturală a Tătărstanului, lucrările de restaurare în prezent sunt în desfășurare. Este recomandat să vizitezi primăvara, vara sau toamna, astfel încât să puteți vedea catedrala nu numai din interior, ci și de pe râuri. Iarna este frig și mereu viscol. Am rămas fără cuvinte. Biserica este spectaculoasă. Este mult mai spectaculoasă ca cea din Stalingrad, din fostul Stalingrad, din Volgograd. Foarte, foarte, foarte frumoasă. Ce, mâncăm aici? Ne oprim aici, exact la hram, aici în curte, există un restaurant, cafe. Iată, la al doilea etaj, cam așa arată. Multă lume mănâncă aici. Este plimbă tavă sau împinge tavă.
Artem mănâncă borș. Eu aici mănânc unul de ăsta cu bostănei, salată și o să mănânc și eu din supa lui, că oricum nu o să mănânce tot. E borș din morcov cu varză și cu smântână și compot. 660 de ruble. Grupul numărul 3. Grupul numărul 4. Mai în spate era grupul numărul 1 și 2. Ce grup suntem noi, Tania? 2? Ia uzi, 2. Păi noi trebuia să fim mai în spate. Gata, lumea s-a adunat, ne pregătim să plecăm spre casă, înapoi. Andrei, eu de mai multe ori sunt pe vapor și mie îmi place, întotdeauna îmi place, fiindcă de fiecare dată eu găsesc ceva nou pentru mine. Să spun sincer, pe insula Sfiarsk, mie îmi pare că eu sunt de 5-6 ori și, cum eu spun întotdeauna, în fiecare dată eu pentru mine deschid ceva nou. Prima dată când am venit pe insula aceasta, nu era așa construită, nu era așa aranjată, dar acum îmi place foarte mult. Are o istorie foarte minunată și de fiecare dată se găsește ceva nou pentru mine. Ceea ce nu-mi place, nu-mi place fiindcă sunt foarte mulți oameni. Aici e așa un loc sfânt unde poți să intri într-un sabor, într-o biserică. Dacă biserica este, s-a păstrat din veacul 16, înseamnă că este ceva interesant pentru noi. S-a format talpa, adică o gălăgie de oameni. Gata, am obosit, ne îndreptăm spre casă. Noi încheiem acest episod aici. Și ne luăm la revedere și vă mulțumim că ne-ați urmărit. Da, tati? Ne vedem în următorul. Da, Tani? Mai poți, Artem?